Bună seara! Dragii mei, bună seara, Mihai Racovician! Ia câte suntem din nou împreună, timpul fuge, parcă zboară, s-a comprimat, parcă trăim vremurile din urmă, parcă mai dorim să vedem și altceva, mai dorim să vedem speranță. Suntem la emisiunea noastră, Morala creștină, fundamentul intelectualului veritabil. E o emisiune pe care credem noi că poate constitui un suport extrem de solid pentru regenerarea societății românești în ansamblu. Și nu cred singur lucrul ăsta. Cred că suntem mulți care credem acest lucru și, evident, suntem mulți care ne dorim acest lucru. Și în seara aceasta suntem din nou împreună cu Ionel Petrea, de la Margina. Bună seara, domn director! Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc! De la Arad vine fratele nostru drag, Mirel Talpeș. Bună seara, domnul consilier! Bună seara! Și evident că de la Tulcea, din depărtatul est al țării, lângă Ucraina, ce fi acolo! Artistul nostru, pastorul nostru, misionar, care trebuie să-și îndeplinească obligația față de împăratul lui, care și a meu. Și vreau să vă spun că astăzi am avut iar seara o întâlnire după 40 de ani cu un coleg cu care am terminat facultatea la Timișoara. Și am ajuns la concluzia că slujim același Domn. De atunci și până acum și n-am terminat. Bună seara, Adi! Bine ai venit! Bună seara! Mulțumesc! Mă bucur să vă revăd! Și evident cu Gigel, prietenul nostru de veșnicie, și cred că tot în veșnicie vom rămâne. Bună seara! Mă bucur să ne revedem. Începem să discutăm despre ceea ce ne propunem să facem la Surduc. Noi trebuie să înțelegem un lucru. Plecăm de la acea afirmație. Îndrăzniți că ce a biruit lumea, Domnul Hristos ne-a trasat o direcție. Să vedem pe ce direcții suntem noi. Și mai mult, trebuie să înțelegem multe lucruri pe care nu numai Domnul Hristos, ci antecesorii săi le-a pus la dispoziția noastră ca să înțelegem menirea pe care o avem. Și astăzi vom merge la pildele lui Solomon și vom începe să deslușim niște lucruri de foarte mare ținută. Ieri seara am avut, nu, miercuri seara, pentru că ieri am fost plecat în țară, am avut o întâlnire cu prietenii mei care nu sunt evanghelici, dar sunt creștini, chiar unul agnostic, și am avut o dezbatere fabuloasă, care n-am reușit să o ducem decât la jumătate, pentru că atât de bogăție îți dă lucrurile astea, încât este păcat să nu vă aud, voi care aveți atât de mult aur de dat celor din jur. Vreau să spun că suntem urmăriți și le place faptul că suntem cei care oferim o speranță. Românii au nevoie de această speranță. Și dacă ne ducem la înțeleptul Solomon, o minte înțeleaptă și pricepută, care ne spune peste veacuri că trebuie să cumpărăm adevărul și să nu-l vindem. Înțelepciunea, învățătura și priceperea extraordinară. Deschideți-vă inima la învățătură și urechile la cuvintele științei. Aici se demolează în timp toate afirmațiile pentru care multe antecesoare, să zicem, organizații de-astea pământești spuneau crede și nu cerceta. Iată că ceea ce se rostogolește în spațiul public ca o minciună devine adevăr. Mă bucur că totuși comuniștii n-au avut succes și, mințind societatea, n-au făcut decât să degradeze. Și asta e rezultatul. De-aia ne permitem să avem primar de Timișoara care nu se îngrijește de voi, de-aia avem tot felul de tulburări, de-aia avem și Ucraina, de-aia avem tot felul, pentru că veți auzi de vești de războaie, dar nu va fi sfârșitul. Dar haideți să vedem! Și vreau să vă rog pe fiecare, scurt, și te rog, Ionele, ți-am mai spus, intră cu fața în ecran. Nu știu, dacă ai de lucru, te rog frumos. A treia oară mă superi. Nu ne... Așa. E bine așa. Ce însemnează să cumpere adevărul? Domnul Petrea. Ce înseamnă să cumpere adevărul? Adevărul, eu spun că nu se cumpără, ci poate să fie primit gratis. Îl contrazice fratele meu, înaintaș, împăratul Solomon? Să nu-l asculți? Asta e o mare problemă. Mirele, ce înseamnă să cumperi adevărul? Domnul Iisus Hristos s-a identificat cu adevărul. Harul pe care îl avem, darul pe care îl avem să ne identificăm cu Domnul nostru Iisus Hristos, să-L primim, este un dar și dacă este dar, este fără plată. Din acea clipă în care Domnul nostru Iisus Hristos a venit pe acest pământ și s-a oferit ca și adevăr, putem să primim adevărul fără plată. Dar cum? Aici e o problemă și o să vedem, ajungem și acolo. E foarte interesant ca fiecare să spună punctul de vedere. Nu însemnează că dacă nu le îngemânăm pe toate, vom ajunge la un final. Adevărul este greu de găsit. Sunt alții care au căutat adevărul și îl caută și acum, chiar în istorie, spălându-se pe mâini. Gigele, cum e să cumpere adevărul? Am și eu o părere despre cumpărare. Da. Întrebarea care ar trebui să-și o pună orice om înțelept în viață este care este bunul cel mai de preț. Și după câte înțelegere am eu, bunul cel mai de preț este adevărul. Adevărul este o persoană și este Domnul Iisus Hristos. Eu sunt adevărul, spunea El. Sigur că este un preț care trebuie să-l plătim și pentru a putea avea și a deține adevărul, cred că cel mai mare preț care trebuie să-l plătim potrivit la ceea ce ne spune Domnul Iisus, dacă dorește cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Euul nostru trebuie să-l plătim pentru a putea, într-adevăr, deține adevărul, pentru a putea cunoaște cel mai important lucru pe care am putea să-L cunoaștem și să-L recunoaștem pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Stăpân peste viețile noastre. Căutătorii sinceri. Hai să-L vedem și pe Adi. Ce însemnează să cumpărăm adevărul? N-aș vrea să supăr pe nimeni dintre cei dinainte, dar cred că ne grăbim să sărim de la cuvintele unui înțelept care a primit această înțelepciune de la Dumnezeu și dacă ar fi opozabile învățăturile lui, cred că Dumnezeu n-ar mai fi îngăduit să apară aceste proverbe cu aproape, să zicem, 1000 de ani, mai puțin, poate, înainte de Hristos și nu le-aș suprapune peste cuvântul și persoana Domnului Iisus Hristos, care este însuși adevărul. Adevărat, în proverbe, când se vorbește despre înțelepciune, se spune că înțelepciunea era cu Dumnezeu atunci când a construit toate lucrurile și aș spune că înțelepciunea era de fapt Hristos. Dar tenta pe care pasajul acesta o dă și cred cuvintele acestea ale înțeleptului Solomon se referă nu neapărat la o persoană, deși noi înțelegem că adevărul absolut este o persoană, este Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu. Cred că tenta este ca pentru orice persoană care respectă anumite valori și are anumite investiții pe care le face în viață, probabil că îndemnul este să meargă cu toate valorile pe care le are către ceea ce merită cu adevărat. Aș putea spune că din toate lucrurile care merită câștigate pe lumea aceasta este să câștigi adevărul și presupune, cum spunea un antevorbitor, că e vorba de o tranzacție, este vorba de o investire. Practic, cum poți să cumperi ceva dacă nu ai cu ce să cumperi? Înseamnă că ceea ce câștigi, câștigul muncii tale, câștigul sudorii tale de la sfârșitul zilei se transformă într-o valută și valuta aceea, cea mai bună destinație o are în direcția găsirii adevărului. Eu cred că acesta este sensul pe care Solomon vrea să-l dea. Și vreau să mergem puțin de tot la dicționarul explicativ al limbii române Și am să-mi spun și eu un punct de vedere. Concordanță între cunoștințele noastre și realitatea obiectivă. Oglindire fidelă a realității obiective în gândire, ceea ce corespunde realității, ceea ce există sau s-a întâmplat în realitate. Părerea mea este că adevărul dobândești dacă ești educat. Și aici plecăm de la familie, de la școală, de la biserică. Și mi-a plăcut astăzi o comparație foarte interesantă. Un profesor din Israel spunea că în universități este diversitate. Adică trebuie să înțelegem că educația trebuie să fie diversificată. Și ca să poți să cunoști adevărul, trebuie să cauți. Și a căuta însemnează să cheltuiești efectiv viața, să faci eforturi, să poți să înțelegi. Adevărul este ceva care nobilează. Domnule profesor, cum îi înveți pe copii să caute adevărul? Un exemplu, fie din poveștile care învață la limba și literatură română, prin exemple a personajelor din Biblie și exemple ale personajelor actuale, care se implică în activități de voluntariat, în activități de împărtășire a Cuvântului Dumnezeu, poate se iei și chiar și de la preoți sau și de la profesorii de religie și profesorii de educație socială, unde pot să găsească adevărul. Auzi ce spunea domnul profesor Borțun, că dacă s-ar preda la școală religie, morala creștină, am fi mult mai câștigați decât să predăm altele. Aici e o mare problemă și veți cunoaște adevărul și veți fi liberi. Ce înseamnă să fii liber, Mirele? Să fii liber înseamnă să nu îți construiești propriul tău adevăr, să nu minți. Ok, stai puțin. Aici ai introdus o chestie foarte interesantă. Auzi? Să nu-ți construiești propriul tău adevăr. Vai, ce interesant! Ok, dar hai să o explicăm. E prea frumoasă să te lasă să pleci prea departe de subiect. Chiar interesant foarte cum explici chestia asta, că e o afirmație foarte interesantă și să știi că în multe situații mulți fac asta. O să fiu foarte simplu, direct și practic. De câte ori aș încerca să mint, altfel spus, să construiesc o realitate paralelă, realitatea mea, cu cât mint cu mai multă profunzime. Dar tu minți? Slavă Domnului, nu am încercat de prea multe ori să mint. Deci te rog, ai grijă cum vorbești, pentru că eu te știu altfel, că nu minți. Da, ok. Dar cu cât aș minți mai mult, cu atât m-aș afunda mai mult. Exprim corect, dragul meu, tu nu minți. Aș putea să spun că nu mint. Nu prea mint. Aș putea să spun că mă lupt să nu mint. Corect. Absolut de acord. Dar cu cât aș minți mai mult, cu atât m-aș afunda mai mult în minciună. Pentru că aș încerca să dezvolt, ca să-mi apăr acest adevăr paralel, aș încerca să dezvolt o minciună și mai mare, o argumentație falsă și mai mare. Și asta m-ar înrobi. În schimb, dacă aș rămâne lângă adevăr, lângă ceea ce este realitate, lângă ceea ce am înțeles și am acceptat ca și adevăr prin Domnul Iisus Hristos și prin realitatea care ne-a fost revelată, aș fi liber, pentru că nu ar trebui să mă afund într-o minciună perpetuă, pentru că lucrurile ar fi absolut naturale. Deci adevărul vă va face liberi, pentru că nu aș fi obligat, poate până la urmă la limită ca un sclav, să argumentez lucruri care nu sunt în concordanță cu adevărul, ci sunt minciuni perpetue și minciuni care s-ar adăuga, să spunem așa, într-o proporție, într-o creștere geometrică. Cred eu că dacă am vrea să-L cunoaștem pe Domnul Hristos, parcă nu ne ajunge o viață. Cred că simplitatea pe care o impune ținuta Domnului Hristos ca un împlinitor al legii, adică dacă vorbim despre cumpărat, ca să știi că ești pe calea adevărului, trebuie să știi că trebuie să plătești un preț care îi scump de multe ori. Ce părere ai, Gigele? Am dreptate? Perfectă dreptate și vreau să reiau ceea ce ai spus mai înainte și ceea ce găsim de altfel în contextul din Proverbe. Adevărul trebuie să-l vedem în învățătura pe care o primim de la părinții noștri. Și aici Solomon spune în versetul 22, ascultă-l pe tatăl tău care te-a născut și nu ne socoti pe mama ta când a îmbătrânit. Și atunci urmează versetul 23, cumpără adevărul și nu-l vinde. Nu vreau să trecem la partea asta cu nu-l vinde, da, pentru că e prea interesant și va trebui să dezvoltăm Gigele. Adică dobândește, pentru că în originalul cuvântului cumpără este și cuvântul dobândește adevărul. Dobândește-l de la învățătura care ai primit-o de la părinții tăi, potrivit ceea ce spune aici. Și vreau să spun că Solomon folosește aici textul acesta ca o metaforă. Cumpără adevărul. E o metaforă. Deci nu este ceva care... e o profunzime. Sensul exact, pe care îl dă exact acestui lucru, acestui act, acestui fapt. Este să știi că nu ușor să ajungi la adevăr. Versetul 26 ne spune altceva. Este chemarea lui Dumnezeu. Deci ascultă învățăturile pe care le-ai primit de la tatăl tău și de la mama ta, împlinește-le, plătește prețul acesta. Și versetul 26, Dumnezeu vine cu provocarea și prețul cel mai mare. Fiule, zice, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Ăsta este un preț extraordinar, să fii gata să dai ce ai mai de preț, viața ta, să o dai lui Dumnezeu, ca să cunoști adevărul și să să cumpere adevărul. Știi, uite, foarte interesant, am avut o dezbatere, nu știu cu cine, mai mulți, că deja sunt foarte mulți în jurul acestor idei și mi-a plăcut foarte mult modul în care s-a întâmplat cu Ilie. După ce a făcut măcelul acelor proroci mincinoși, a fugit de frică. Și a făcut adevărul, a căutat adevărul, a intrat în pește și Dumnezeu zice, unde ești tu, Ilie? Ia, ieși afară. Și Dumnezeul nostru, ați văzut cum se manifestă. Nu același lucru îl vedem și la Petru, când s-a lepădat de Domnul Iisus. Evident. Petru. Nu, Dumnezeul nostru se manifestă foarte simplu, printr-un susur blând și subțire. Adică cum tu, ca suflet de artist, înțelegi acel susur blând și subțire când în jurul nostru e mare gălăgie? Aș putea să spun că prețul pe care îl plătești ca să descoperi adevărul este acela de a putea face deosebirea între toate zgomotele și a te focaliza, a-ți concentra urechea să auzi chiar liniștea, chiar susurul blând. Probabil că Ilie, ca să poată trece de la agitația inimii lui, de la teamă, de la alergare, de la sentimentul singurătății, să-L cunoască pe Dumnezeu, avea nevoie să audă mai întâi un tunet, un zvuiet, cumva avea nevoie să deosebească caracterul lui Dumnezeu și probabil că pe măsură ce Dumnezeu nu era nici acolo, când Dumnezeu i s-a arătat și în final s-a arătat într-un susur blând, avea nevoie să se liniștească și cred că adevărul nu-l găsim în zgomot și adevărul îl găsim într-o relație nemijlocită când ne-am focalizat urechile și atenția și ochii și căutările și banii și timpul și munca pentru a descoperi acel adevăr. Când am dat multe alte lucruri la o parte, atunci vom descoperi adevărul. Asta este părerea mea și aș vrea să mai comentez puțin, mi-a plăcut ceea ce a spus domnul Talpeș referitor la minciună, la afundarea în minciună și aș vrea să adaug că sursele de la care noi ne putem depărta la un moment dat de adevăr nu sunt neapărat pornite numai din intenția noastră. Da, într-adevăr, când avem un caracter dubitabil, încercăm să ne strecurăm și trebuie să ne fabricăm un propriu adevăr. Dar tatăl minciunii, de fapt, este ispititorul, este Satana. Și el de la început încearcă să ne intimideze și să ne sugereze o altă realitate, un alt adevăr. Mă duc cu gândul, nu e timp, dar la ce s-a întâmplat în grădina Edenului. Dacă nu ar fi fost ispitită Eva, dacă nu s-ar fi pus la îndoială cuvântul adevărului Dumnezeu despre ce s-ar întâmpla atunci când ei ar nesocoti porunca de a nu lua din fructul acela, dacă n-ar fi fost ispitită, probabil că nu s-ar fi gândit altfel. Ar fi fost prea evident pentru ea că acolo este doar Dumnezeu și este doar perfecțiune și că au un viitor strălucit înainte. Dar ispititorul de la început a dorit să distrugă și atunci cred că și astăzi, de mii de ani, încă există această lucrare care este dincolo de noi. E adevărat, noi în firea noastră suntem șovăielnici și nestatornici, dar este și ispititorul care încearcă neîntrerupt să ne servească o altă realitate. Și contează foarte mult dacă noi ne focalizăm atenția noastră pe spusele celui rău, pe spusele celui viclean sau chiar pe propriile noastre fabricații sau dacă ne focalizăm pe adevărul care este Hristos. Probabil, eu sunt surd, să știți, 80% din urechea dreaptă auz l-am pierdut și ca să aud într-o conversație eu trebuie să mă și uit la persoana aia, să urmăresc, să citesc pe buze, dacă merge televizorul, dacă copiii aleargă și cântă, eu trebuie să mă uit sau să mă apropii de persoana aceea ca să aud și să înțeleg corect ceea ce îmi spune. Și cred că așa este și cu aflarea adevărului. Să ne apropiem cât mai mult de adevăr și să dăm la o parte cât mai mult din celelalte minciuni sau fabricații ca să putem cunoaște adevărul. Mai am o întrebare. Din discuție și să facem liniște ca să auzim susurul. Așa. Libertatea de a alege. Cum știi că ai ales adevărul, domnul profesor? Atunci când știm că nu am lezat pe nimeni, suntem corecți și suntem plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Atunci ne dăm seama că am ales adevărul. Stereotipuri, domn profesor, trebuie să studiezi mai mult. La tine am pretenții. Deci, trebuie să știi că mă bucur că ești lângă mine și vreau să înțelegi că îți creez această oportunitate să studiezi mai mult. Trebuie să știi, libertatea de a alege însemnează să-ți construiești un viitor, să ai o țintă. Care este ținta ta? Nu mai înțeles. Care este ținta ta, domn profesor? Da, ținta mea este să insuflu adevăr și bucurie. Să cunoști prima dată adevărul. Ținta mea este să fiu cât mai aproape de Domnul Hristos. Pentru că El este adevărul, El poate să mă influențeze în decizii. El îmi dă exemple de mic. Când s-a dus în sinagogă și s-a dus și a învățat pe cei mai înțelepți, că eu acum fiecare ne-am uitat la televizor și am văzut pe cei evrei studioși care erau absorbiți de Talmudul lor și vine Domnul Hristos și le dă mai ție. Mirele, ce însemnează să ai libertate de alegere? Mi-a pus o întrebare la care s-a răspunde foarte greu. Deoarece... să pun, că dacă tu erai un oarecare, nu-ți puneam întrebare, dar pentru că de la tine am pretenții, vreau să dai răspunsuri și simple, că trebuie să învățăm de la Domnul să fim simpli. Încă înainte cu sute de ani, gânditorii creștini au definit modurile în care suntem înlănțuiți. Ne pierdem libertatea, libertatea de gândire și libertatea de decizie. Cu siguranță, încă de pe paginile Scripturii, atunci când au fost scrise, au fost definite modurile în care ne pierdem libertatea de a gândi și de a acționa ulterior și de a vorbi. Lucrurile acestea sunt cunoscute și rămâne să le studieze fiecare dintre noi. libertatea mea de gândire mă strădui să o găsesc. Asta e, vezi? Vezi aici, domnul director. Înțelege că dacă te-am pus lângă Mirel, tu trebuie să nu pleci de aici needucat. Deci, străduința, fantastic. Ce înseamnă să înțelegi să nu te iei de stereotipuri? Caută să umbli în Biblie. Vezi ce-a făcut Domnul Hristos și atunci să vezi cele bune vei avea. Gigele, ce însemnează să cauți adevărul ca liber arbitru? Adevărul ne aduce libertate. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Liberi, în primul rând, față de păcat, față de fără de lege, de prețul care ne duce la moarte, ne desparte de Dumnezeu. Costul ăsta e cel mai mare care un om îl plătește în lumea asta, dacă înțelege care este prețul. Despărțirea. Ce mai zicea fratele meu, Solomon, înțeleptul, că mie îmi place? Învață-l pe copil de mic. Calea. Așa este. Îl va învătrâni, o va urma. Adi Pop, acum tu ai trecut ai crescut cu noi la Timișoara. Totdeauna te-am apreciat ca un om special și drag mie. Și când te-am regăsit acum, recent, am descoperit un diamant și mă bucur foarte mult lucrul ăsta, pentru că ceea ce am construit împreună a adus roadă. L-ai căutat pe Domnul Hristos. Cum l-ai căutat tu? Foarte interesant, ați fi curios că ai performat. Ia să vedem. În foarte puține cuvinte, sunt oameni care mă întreabă cum ai ajuns tu să te hotărăști să-L urmezi pe Dumnezeu sau cum zic alții să te pocăiești. Și eu le spun așa, eu m-am pocăit de a-i cânta lui Dumnezeu. Pe mine, vorba unui om de la Amvon, în 1981, când am mers într-o misiune și cântam împreună cu orchestra la vioară altora despre Dumnezeu și corul îi chema pe oameni la Dumnezeu, cel de la Amvon s-a adresat către noi, cei care cântam, și ne-au spus, Dumnezeu n-are nevoie de mie-unaturile voastre. N-are nevoie de corzile voastre și de talentul vostru și de timpul vostru, El vrea inima voastră. Și mi-am dat seama că eu îi serveam lui Dumnezeu ceea ce credeam eu că are El nevoie ca să fie mulțumit și fără ce îi dădeam eu, El nu putea fi fericit. Și mi-am dat seama cât de nemernic sunt, că nu recunosc ce mi-a dat Dumnezeu. Și în momentul în care, și nu i-am dat ceea ce aștepta El, în momentul în care am spus, Doamne, îți dau inima mea ție și aștept să faci cu mine ce vrei și dacă tu vrei să te mai slujesc bine, dacă nu fac ce vrei tu, în momentul acela viața mea s-a schimbat. Și am rămas agățat de firul acesta roșu în viața mea și îi mulțumesc lui Dumnezeu că Dumnezeu nu m-a lepădat. Dumnezeu nu degeaba a pus în mine un talent sau poate mai mulți, dar toate le-am făcut și de atunci și până astăzi, de fapt uitându-mă mereu în inima mea, cât din inima mea clocotește pentru El, cu cât de mult îl iubesc pe El și dacă motivațiile pentru care fac ceea ce fac sunt ca să-i arăt că îl iubesc și să-i fac lui plăcere sau doar ca să mă arăt cine sunt eu. Și adevărul acesta m-a ținut zeci de ani și m-a dus pe multe căi, să spun așa, și dacă și astăzi sunt pe calea lui Dumnezeu este pentru că mereu mă uit în inima mea și mă uit ce anume din inima mea este a Lui și ce nu este a Lui. Și încerc să scot afară tot ceea ce nu-i place Lui. Și ori de câte ori, oamenii din lumea spune că adevărul este obiectiv, dar eu aș spune că, așa spune și Scriptura, adevărul de fapt e o persoană, este Hristos, este Dumnezeu. Adevărul obiectiv nu poate să facă decât diferențiere între anumite opinii și alte opinii și să traseze un drum. Dar persoana care a inventat adevărul și care este adevărul are o direcție, este dinamică. Deci în fața adevărului nu poți să rămâi doar consternat de realități și în fața unor alegeri. Adevărul chiar te provoacă la o alegere și te simți îndemnat să mergi pe drum, te simți luminat să mergi după Hristos în momentul în care El îți spune adevărul. Adevărul pe care oamenii din lume încearcă de multe ori să-l prezinte este parcă lipsit de multe ori are și o tentă strictată. Vreau să spun că am constatat și în unele emisiuni pe care le realizez se chinuie omul să spună, dar nu reușește, n-are seva. Iată că mai avem foarte puține minutele. Fiecare va trebui să conchidem emisiunea și o să ne spunem sau să facem o deschidere ce însemnează să nu vindem adevărul. În opinia ta, domnul director, ce însemnează să nu vinzi adevărul? Scurt, foarte scurt, pentru că de data asta mai avem încă 4 minutele și sunteți 4, câte un minut de fiecare. Dacă tăcem, vă trece vremea. Pentru mine să nu vând adevărul înseamnă să-l cumpăr, înseamnă să mă apropii chiar de Iisus Hristos, pentru a insufla lumină și adevăr. M-a mai băgat în ceață. Cum adică să te apropii chiar de Iisus Hristos? Ce expresie? Dacă nu te apropii de Hristos, n-ai să înveți niciodată adevărul. Te duci paralel cu El. Mirele, dragul meu, ce înseamnă să nu vinzi adevărul? A vinde ceva, ceea ce nu posezi, este una dintre cele mai mari înșelăciuni. Eu nu posed adevărul, eu caut adevărul. Cu siguranță, și aici aș face o distincție între adevăr ca și realitate și între adevăr ca și identitatea unei afirmații ca și în conformitate cu realitatea. Acum discutăm despre adevăr ca și realitate. Noi putem să cunoaștem adevărul ca și realitate, ca ceea ce este real, pentru că ne-a fost revelat. Ne-a fost revelat în mai multe modalități decât, pentru că așa a considerat Dumnezeu, să ne arate ceea ce este adevărat. Și, dacă îmi permiteți, aș vrea să recomand ascultătorilor noștri o lucrare, Contra Gentiles, de Toma d'Aquino. Și aici, fratele, marele maestru, Sfântul Toma d'Aquino, spune următorul lucru. Adevărul, realitatea este revelată de către Dumnezeu și putem să o cunoaștem prin saltul credinței, dar în același timp putem să ajungem până la un anumit punct în cunoașterea realității, adevărului, prin efortul onest al gândirii noastre. Aici ai spus iară un lucru foarte important. Efortul gândirii noastre. Cine gândește? Aici e subiectul, mai gândim? Mirele, ai spus niște lucruri azi destul de profunde care trebuie să dea de gândit. Gigele, mai există oameni care gândesc? Bineînțeles, sigur că da. Și la ce? Atunci când gândești la adevăr și cunoști adevărul, îți dai seama că binecuvântările pe care ți le aduce adevărul, adică Domnul Iisus Hristos, sunt mult mai mari decât toate bogățiile pe care le-ai putea deține dacă ai avea tot pământul acesta. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul, dacă nu cunoaște adevărul, dacă nu are... Și noi, cei care deținem adevărul, suntem cunoscuți sau ar trebui să fim cunoscuți după bucuria care o avem, după pacea care o avem, după îndelunga răbdare care o avem. Roada Duhului Sfânt, a adevărului, trebuie să se vadă în fiecare zi, în inimile și în sufletele noastre. Exact cum ai spus, susurul acela blând și subțire. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Deci, Adipopa, dragul meu! Știi cum e? Timpul trece foarte mult și imediat ni se închide. Cum e să nu vinzi adevărul? Păi dacă l-ai cumpărat, înseamnă că l-ai prețuit mai mult decât alte lucruri. Ca să-l dai înapoi sau să-l vinzi, înseamnă să-l trădezi, înseamnă să-l depreciezi, înseamnă să prețuiești orice mai mult decât adevărul, deci să fii un înșelător tu însuți și un înșelat. Dragul meu, poți suscrie și la acest subiect. Atunci când l-ai dobândit, dă-l gratuit. Este păcat să pleci din lumea asta cu ce ai primit de la Bunul Dumnezeu. Dacă ai primit adevărul, fii un model ca Domnul tău. Și în momentul când te transformi într-un model, cum este Domnul Hristos, dai gratis. cum spunea și apostolul, eu, în unele situații, n-am bani să-ți dau, dar ce-am îți dau? Întrebarea este, avem ce să dăm? În zilele astea grele, echipa noastră s-a gândit că trebuie să învățăm să comunicăm în spațiu public. Și mulțumim Domnului că ne-a pus în gând acest lucru. Am observat că există o foame de cunoaștere, o foame de modele. Și lansând această întâlnire din 13-15 mai la Surduc, mi-am dat seama că n-am greșit. Mi-am dat seama că românii noștri au nevoie de mare, mare lucru. Credința de Domnul Hristos. Primari. Când am spus unui primar că vreau să mă duc și ce vreau să fac, a spus, da, de asta este nevoie pentru români. Românii au nevoie de leac. Și care este leacul? Domnul Hristos. E simplu, e mult prea simplu. La unii cred că dacă au bani mulți, au de toate. E, totuși, iată că vorbim pendelete altădată despre tânărul bogat. Domnul Hristos i-a spus, du-te, vinde tot ce ai și de la săraci. Subiectul este interesant, nu neapărat la bogăție. Dacă ai un suflet bogat, nu ești intelectual pentru tine, ci intelectual pentru toți. Deci, dragii mei, mulțumesc Domnului pentru voi, Petrea Ionel, Mirel Talpeș, Gigel Olaru, Popa Adrian, și fie ca bunul Dumnezeu să binecuvinteze România cu multă înțelepciune, putere de muncă și să binecuvinteze pe toți românii oriunde ar fi. Cu multă dragoste, mult adevăr și generozitate. Asta ne-a învățat Domnul Hristos să dăm la toți. Generozitatea. Doamne ajută, dă bine, multă sănătate și să ne întâlnim sănătoși, cu vorbe bune și înțelepte pentru dragii noștri români. Că asta doresc. Doamne ajută! Doamne ajută! Seara frumoasă!